Mie pur și simplu mi s-a urât să stau atât în trafic. Și mie pur și simplu mi s-a urât să fiu călcat în picioare la metrou. Și ție tot pur și tot simplu? Hai să luăm o bicicletă. Bicicletă ieftină. Magazin de biciclete, ia să vedem. Ai pretenții? Să fie ieftină. Cea mai ieftină, 600 de lei. 10 luni de aici încolo a trebuit să strâng bani să-mi iau o bicicletă. Să nu cheltui nimic din banii aia. Da, dacă ne închiriem una. Să închiriem o bicicletă? Plus că pasă dacă o cumpăr, n-am unde să o țin. Hai să vedem. Închirieri bicicletă București, ai zis. București. Închirieri bicicletă București. A, uite, una e chiar la Charles de Gaulle aici. Vreți să mergem să vedem? Haide. Salut, sunt Răzvan. Iar eu sunt Edi. Și astăzi o să vedem dacă merită să-ți lași acasă mașina sau să nu-ți mai faci abonament la metrou și să-ți închiriezi o bicicletă. Haide să vedem. Haide. Haide. Dormi o jumătate de oră în plus. Dacă te plouă, îți cumperi pelerină. Ce te faci dacă vrei să iei pe cineva cu tine? Îți pui portbagaj pe bicicletă. Dacă după program vrei să mergi la o bere, ce faci? Corect, aici ai dreptate. La biciclete! La biciclete! Hai să dai o tură, să te văd. Are și luminițe. Vezi că ești pe contrasens. Ai și luminițele aia, văd LED-uri, chestii. Hai că iau și eu la o tură, să vedem. Da, o tură pisic? Hai să facem o recapitulare. 7 lei taxa de card. Pe care o plătești o singură dată. 25 de lei abonamentul. Abonament care e mai ieftin decât acela la metro. Pe o lună de zile, nu? O lună. Cât timp poți să te plimbi cu bicicleta? 45 de minute, iar apoi o pauză de 15. Iar apoi poți să iei din nou bicicleta. Da. Ok, haideți să mai încercăm și un alt sistem și apoi să tragem niște concluzii. Merită sau nu să-ți închiriezi o bicicletă? Haide. Haide. Lasă bicicleta! Edi, pare că începe să plouă. Ce te-ai face tu pe bicicletă acum? Pelerină. Am ajuns la un alt centru de închirieri biciclete. Haideți să vedem care este oferta. Gata, Edi, am rezolvat. Am luat o bicicletă de oraș. Frumoasă, frumoasă. Cât am dat pe ea? 50 de lei. Și cât putem să ne plimbăm cu ea? 24 de ori. Dacă nu vor de oraș, vor să meargă la munte, au? Da, MTB-uri. MTB-uri. 70 de lei pe zi. Dar au și semicursiere dacă vor să plimbe prin oraș, cu ceva mai rapid, nu ceva mai... Mulți consideră că astea... Hai să facem o tură!
Acestea sunt cele două servicii pe care noi le-am testat astăzi, dacă merită sau nu. Să-ți lași acasă mașina, să renunți la RATB și să-ți închiriezi o bicicletă, hotărâți și voi. Până data viitoare, pedalați cu grijă!